N-ai niciun stres, frate! Bași capul sub mașină să-i faci revizia, frate! Hai, Costachis! Bă, nenorocitule, mi-ai zgâria cartul! Luam-i cartul în gură! Ah, wow, Costache, te pricep la parcare să mă... Bă, tu ești nebun? Ăsta le poți parca pe un singur loc de parcare, pe amândoi, ești nebun? Oameni buni, bine v-am găsit aici la un nou episod din GTA 5 Online cu Costache! Hai, salut, frate! Ce va, bă, Costache? Ți-ai luat achiziție nouă, văd că, a? Ei, șmecherita, ce e azi, Costache, ce e asta? Tu poți să-mi vezi mașină? Bă, da, nici nu e o mașină, e mai mult așa, o tablă făcută la cateringă cu un motor de drujbă în doi timp, care de fapt sunt patru timpi. Bă, dar chiar așa, Costache, cum o pornești pe asta? Are de aia ca la drujbă să tragi de soară, oare? Nu cred. Păi și atunci, mă, cum o pornești asta, că nici măcar nu văzui? Un buton, ceva. Da, bă, văd că, uite, apasă undeva când se bagă caracterul, ia fii atent. A, că e ca și cum pune contact, dar mă rog, am luat să zic așa, băieți, mașinuța asta, pentru că astăzi e gratis pe GTA și am zis că, bă, hai să facem rapid un clip cu Costache, fain, frumos, aici cu noul update, cum s-ar spune. Și Costache, știi ce vreau să facem? Să mergem să o tunăm și după să mergem cu ea pe Ciliad, bine? Vezi, pentru început, nu uitați acolo de butonul de like. Bun, hai să mergem să o tunăm. Mergem la ăla de aceea, e cel mai aproape de noi, sau hai după mine. Eu fie cum se conduce asta Costache, zici că e de bună, frate, are motor de drujbă, 10 cai puternici are. Bă, dar nu prea se aude cam încet, sau aude doar de la mine așa. Eu ce frână are. Adică nu se aude foarte tare, dar nici. Bă, da, e rezonabil oarecum, e un mini ATV, dacă pot să-i zic așa, știi? Dar se vede fain și din fără spune, uite-o câta volanul are. Ia-te, bă, am picioarele în aer. Am picioarele în aer, Costache, frate. A, mă, că e ok, e chiar fain chestia asta. Nu știu dacă ai jucat vreodată 5M și gen să ai cartul ăsta acolo, știi? Ăsta era dinainte, să zic așa, pe 5M, știi? Am luat-o prin parc, ca să... Tu te duci să te plimbi în par, frate, vezi că te prinde poliția, mâncat. Uite pe Costache cum se vede, mâncața și Costache. Bă, ar trebui să mergem un pic să vedem și ce s-a băgat nou pe la haine înainte să mergem pe Ciliad, știi? Ăsta e primul nostru contact, să zic așa, cu update-ul, băieți. Știi că, na, update-ul s-a făcut cei drept acum câteva zile, aproape o săptămână, dar prea am avut timpul necesar să... Uite, bă, un ceas acolo, știai de ceasul ăla? Nu știai, Costache? Nu știam nici eu, frate. Bă, atât de ce mai rapidă? Ce făcuți, băi, puță? Hai, Costache! Vezi că scot arma la tine. Ia, mă, poți să spar cauciucul? Ia stai. Ia stai, 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 stai. Pe oricum am... Nu se sparge, mă, sau? Se sparsă? Nu, nu se sparge. E de la Schmecker Costache, a? Bă, dar capul tău oare se sparge? Da. Hai, lasă așa, Costache. Ia, uite-l pe Costache. Bă, hopa, mitică, stai cu... Bă, urâtule, aici e tuning-ul. Bă, dar nu știu dacă ai văzut, dar eu o am roz. Știi de ce am luat-o roz? Pentru că nu mai am loc în garaj, frate. Nu mai am loc în garaj, trebuie să mă duc să facem un episod în care îmi vând șmecheriile, frate. Bă, dar nu se tunează? Ba da, mă, frate, ești nebun? Ia vezi, bă, Costache, tunăm droaga. Îi punem, îi facem soft. Ia să vedem, frate. Armura, îi pun și armura. Cât mă costă, bă, 50 de mii? Gata, frate, dăm acolo la băiatul. Bă, uite, mă, că poți să-i faci soft, să-i faci soft, să-i faci stage 4, Costache, îi pui turbină, frate. Ia, bă, poți să-i modifici gen și blocul motor, poți să-l colorezi. Bă, 7000, că are băiatul de unde. Poți să-i pui evacuare. Bă, Costi, fac evacuare, frate. Explozibil, nu, front și... Uite, bă, poți să-i pui scut în față. Tu-i făcut ceva până acum? Îi pun un scut în față. Bă, îmi place ăla așa, în formă de triunghi. Știi? N-am nivel destul de mare cât să-l iau. Ah, ok, văd că poți să-i pui și ceva aceea, grilaj la chișoare. Astea de crom, da, sunt interesante, sincer. Horn. Ei, poți să-i faci tatuaje. Las, bă. Tatuaje? What? Ia. Yeah. A, uite. Lol. Da, bă, gen, îl faci ca un fel de card de curse, nu? Card. Uite asta cu foc, mi se pare interesant. Îl iau pe ăsta. Da, dar e fain asta. Da, așa un pic boss-ul, îi punem asigurare, pedale, what the fuck, eu te bag Costache, îi fac pedale, eu nici măcar nu-l văzui că are pedale, dar bine, era cam logic să aibă pedale, nu? Zic și eu, Costache, uite, bă, ce faine sunt astea, cred că ultimele îmi plac mie, nu știu de tine, astea de crom. Tu pe care le pusești? Nu știu, eu nu am level mare, așa că nu vreau pusă. Am înțeles, Costache. Bă, nu știu ce culoare să o fac, îmi place lime-ul ăla de-l pusei în livery, dar din păcate nu prea pot să-l pun din câte știu eu, nu? Dar bine, ceva asemănător acolo n-ar strica. Sau poate cu negru. Bă, tu ce culoare faci cadru? Nu știu, ceva un... Da, uite, nu pot să-l fac așa. Roșu, negru, vișiniu. Bă, eu cred că-l fac așa de carbon și secondary color-ul o să-l fac, cred că tot așa negru, a? Ia să vedem, metallic, carbon black. Bă, eu cred că așa-l fac, frate, furia neagră. Mergem cu șmecherile pe Ciliadus, frate. Ia, poți să-i colorezi și trimurile, păi și... A, trimurile ce ar trebui? A, scaunul. Ia, uite, frate, poți să-i schimbi scaunul, îl fac galben dacă se poate. Dar, de fapt, mai bine dă yellow, ăsta e mai fain. Da, da.
Otunaș, gata Costache, te terminai. Uite mă că poți să-i pun lime-ul. Gata, tata, îi facem scaunul lime. Del nou, vindem. Ia să vedem. Eu mai pot să-i pun câte. Uite, poți să-i modific volanul. Îi pun volan sport Costache în două șpițe, dar nu prea-mi place mie ăla. Uite, ăsta e fain. Formula profesional, Costache, eu sunt profesionist, mă înțelegi? Așa, wheels. Uite, mă, poți să-i pun și alte din... A, sunt deja bulletproof. Schimb ăsta și o să-i fac, nu știu, yellow. Îi punem fumul yellow. Că mie îmi place așa mai... Bă, n-am mai turnat de foarte mult timp o mașină. Ia vezi, Costachis. Ce v-a stat? Ia vezi. Bă, n-am cu șmecheria. Cu motor de drujbă, frate. Ia vezi, tată. Bă, dar n-avem și noi animație pentru accelerație. Aia, ce ați făcut, băi, Rockstar? V-ați bătut joc de Costache, frate. Ia vezi, Costache, îți place? Ia, vii anunt aici, tată, detalii. De ce ai fumul? Ce ai fumul ăla? Când faci așa? Băi, poți să ți-l schimbi și tu de acolo, de la tire. Stai să mă uși la ta. Ce culoare au făcut? Ia, stai, băi, că nu văd, ești copil. Mamă, frumoasă, frumoasă așa, așa cu roșu. Se combine și cu geaca ta, ești nebun? Faină. Vreau să încolorez și o blocul motor, dar aia este, Costache. Hai să mergem pe Ciliad, nu? Facem o cursă până acolo, ce zici? Da. Dar hai să-mi iau și niște haine prima dată ca să mă asortez și eu cu șmecheria. Uite, hai după mine. Hai după mine. Și da cum? Dar era fain să mă pot pune pe motor sau să stau lângă tine. Ia vezi, state, evacuare, rata. Ai, că era să mă calce tirul, Costache. Dar călca pe tine, what the fuck? Bă, mâncați, dacă te ia unul de ăsta, uite și tu cât de mare e pe lângă mine, mâncați aș. Adică dacă mai ia unul de ăsta, Costache. Ia văzi, tată, că am și clanxon. Dacă mă lua unul de ăsta pe capotă, Costache, cred că acolo rămâneam, ești nebun. Aoleo. Dreapta, dreapta, dreapta aici. Frână, prietene, vino încoace. Uză-l pe Costachis. Bă, ai făcut și tu update la motor? I-am făcut primul, sau? Ce-ai făcut, frate? O făcut și electrică. Bă, îți dai seama cum ar fi să duci cu așa ceva prin oraș? Asta ar fi fain, rău de tot, sincer. Ar fi foarte tare. Bă, dar de unde ne luăm haine? De aici, parcă, a? Ia să vedem. Uite mă că s-a băgat asta de la smulg. Uite mă, poți să-ți iei haine gen de la noul update. Da, frate, ce tare. Hai să-mi iau și eu ceva așa să sorteze, știi? Bă, Costache, stai cu minte, frate, casual așa. Pentru că, bă, ăsta e mai mult update de var, nici de cum de Crăciun, știi ce zic? Mă rog. Bă, îmi place asta la... nu prea. Sunt interesante, dar nu-i nimic cu verde. Gata, tata, îmi iau pe ăsta, ești nebun. Stai așa mai pe clasic, Costache, mai pe var, mă înțelegi? Mi-am vibe de vară, frate. Dar, bă, băieți, vreau încă o dată să apăsați și voi acolo butonul și de like, bine? Gata, frate, ia vezi, tată, dă și mie din cafeaua ta, mâncați și cafea. Oleo, n-am vrut să fac asta, scuze, băi, tataie, scuze. Afară, gata, Costache, eu vin cu mașina în magazin, ia de la o parte. Hai, bună ziua, oameni buni. Hai, Costache, că intru un pic așa. Nu mă lasă, băi, ești nebun. Hai, salut, Costache, ce faci, frate? Hai să dăm aici ravagii. Gata, frate. Băi, ești prost, poți să intri cu mașina. M-am pregătit să urc pe ciudat, că e frig. E frig? Lasă, tată, nu vezi ce soare e? Hai să vedem cum facem cu checkpoint-ul. Ca să-l punem amândoi la fel. Dă-i pe hartă. Și știi unde e Ciliadul? Vezi unde e dunga aia de la Ciliad? Dăm start-ul, Costache. Bă, e fain și altă așa cu roșu. Uite, nu mă gândi la roșu, dar așa al meu e fain cu verde. Hai, aceea la dunga, Costache. La dunga dunguișoasă. Și dă-i tu start-ul, hai. 3, 2, te las un pic, 1, da? Stop. Dă-i. Uite, bă, Costache conduce fără mâini. Mâncați-și mâinile tale, Costache. Avem voie cu sabotaj? Gen așa? N-avem voie cu sabotaj, am înțeles. Aoleo, Costachis. Costi! Ok, am căzut în cap. Gen, mi-am frecat un pic capul de asfalt. Dar n-am avut nimic, gen. Ok. Un fel de bug, gen, știi? Bă, da, GTA, adică gândește-te că n-avem nici măcar animație pentru picior când accelerezi. Urât. Adică totuși e un joc care costă 30 de... What the fuck? 30 de euro, nu? Unii mei. Adică m-aș fi așteptat așa la măcar mici chestii astea, știi ce zic, care contează cel puțin pentru mine. Na. Bă, Costachis, îți lași avantaj, frate. Da, bine, puteam să fac și o schemă aici. Ce făcuți, bă, frate? Te duci în copac? Hai, Madaline, că Madaline, tu ești forța, tu ești puterea, Bă, Costache, vezi că poți să faci din... Sunt ok, Costache, n-ai văzut nimic. Am dat din nou cu capul de pământ, dar nu ții de meci, crede-mă. Cred că joc... Ok, te-ai teleportat. Cred că jocul știi ce crede? Că gen la capul tău e un fel de... Ce faci, mă, frate? Hop! Aoleo, Costachis. Scuze, frate, scuze. Hai că te aștept un pic așa. Cred că jocul crede că ai un plafon deasupra capului, știi? Zic. Ia, mă, frate! Hai, Costachis! Bă, tu ai văzut asta? Poți să intri pe sub mașină, ia fii atent aici, Costache, te uiți, da?
Eu sunt puterea, Costache, ia fi aici. N-ai niciun stres, frate. Bași capul sub mașină să-i faci revizia, frate. Hai, Costachis. Oh my god, Costache. Băi, chiar e faină mașchineta asta. Bă, și abia aștept să o luăm mașina aia care costă 4 milioane. Să mergem cu ea prin apă, ce zici? Nu am 4 milioane. A, atunci o cumpăr eu, știi? Și tu te uiți la bine, nu știu. Vii cu mine în mașină, știi? Și... Dar ai bani să-ți cumperi niște dălea ca să poți să noți? Gen, nu mai știu cum se numesc. Scuba diving, dălea, nu știu. 1.500.000. Ai 1.500.000? Nu, costă vreo 30.000, 40.000 probabil. Bă, la cât de fain se vede GTA așa cu vibe-ul ăsta de vară, știi? Frumos, tată. Bă, oare e legal să conduci așa ceva pe stradă? Nu, fiindcă zici? N-ai voie de astea pe drumuri naționale. Da. Zici tu? Da, bine, dacă ți-ai așa ceva, cred că-l iei pentru concurs sau pentru copii. What the fuck, tataie? Ok, mașina asta chiar e buguită. Da, normal, uite, văd că pe hartă nu arată că ar fi mașina, arată că ar fi o din aia cu telecomandă, vezi? Știi, da, ce, știi ce era fain să facă? Să facă să poți să o controlezi din telefon. Știi cum e, de exemplu, la Tesla, știi? Să poți să o scoți din parcare sau așa. Na, era un fel de... Prea. Da, frate, să bagi un fel de mașină, să asta nu neapărat o mașină normală, știi? O mașinuță mai mică să o faci că să poți să o conduci din telecomandă, știi? Sau măcar... Aha. Zi tu că n-ar fi o funcție tare. De exemplu, e mașinuță... Ce făcuși, bâncața și papagalul tău, Sorine? De exemplu, e mașinuța aia cu telecomandă, dar nu e faină. Adică, ia uite, pici în cap, n-ai nimic. Adică, pe bune, Rockstar, pe bune. Bă, măcar să vină GTA 6 la o dată, că... Și dacă și ăla o să fie... Uite, fac ce scheme, fac. Hai, bă, ce faci? Mă bloca intr-o dată și mi-a fost greu să ies. Ce făcuși, bă, Costache, te calcă trenul, frate. Ia uite-l pe Costache, al meu, ce bine, ce tare se bagă în curbe. Ia uite, fac. Nu, Costache, am făcut-o intenționat, crede-mă. Yo, what the fuck, eu mă uitam la tine, Costache, și era să intru din plin în jmecheria aia. Vedem de aici ce schema fac, te uiți, da? Costache, spre infinit. Yo! Spre infinit și mai departe! Nu ți-a plăcut? Dă-i așa un flip în aer. Frumos, tate, elegant, cât de cât. Bă, frate, în viață trebuie să fii distractiv, Costache. Da, dar în viață nu trebuie să mori. Păi, dar n-am murit? Nu înțelegi, mă, că mașina asta e indestructibilă? Dai cu capul de pământ, n-ai nimic. Ce făcuși, mă, frate? Te călcare ăștia? What the fuck? Ce mă, Costachis? Hop! Nu! Da? A, salut, frate? Nimic, Costachis, mă lupteai un pic piciorul, care e aparent de piatră în GTA. Bă, dar mă enervează tu fișurile astea. Enervează rău de tort. Bă, dar nu știu dacă mi se pare mie. What the fuck, de ce intră mașina aia în parapet? Dar parcă pare jocul un pic mai colorat, să zic. A? Posibil, nu știu, adică pare ceva mai, pare ceva diferit. Da, pare așa, parcă se vede că s-a băgat update. Ori mi se pare mie, ori nu știu, ori chiar pare așa un pic mai colorat. Spuneți-mi voi în comentarii, vouă cum vi se pare? Vi se pare și vouă mai, mai colorat sau nu? Ceva, frate, holy. Aha, hai că nici eu nu sări mai departe de tine. Ok, bă, da, chiar am sărit. Bă, da, ce picioare frumoase am, Costache. Ia uite-mă, puțin julit acolo în genunchi, dar sunt ok, frate. Eu sunt mare parte bine. Bă, bine că nu prinsără în chestia de aia aceea în tunel cu ganga ta, că chiar așa. Bă, dar dacă dau cu pistolul în tine, gen, primești damage sau ești protejat oarecum de bugurile GTA-ului? Of course, da, okay, că tu nu știi scheme. Pa, te. Ce mai, bă, frate, unde ești? Pe drum. Aha, cred că nu făcea mai bună alegere să opresc aici. Nu, că a fost doar ca să te sperii, că intenționat am pus-o. Dar să te sperii așa un pic, că nu vreau să te bubui. Bă, dar ce ciudat se vede când urci, frate. Zici că urci cu B efectiv. Nu, zici că urci pe jos. Bă, a zis tu, Costache, că n-ar fi fain să ai așa ceva în realitate. Că tu-ți dai seama, prostia asta nici măcar n-are 50 de kg, probabil. Adică e foarte ușoară, știi? E distractivă să urci cu ea așa pe la țară sau că n-ai altundeva, n-ai unde. Nenorocitul, eu cum mai urc acum? Bă, vino să mă ajut și pe bine, băi. Aha, Costache, eu nu mai pot să urc. Aia, salut, frate. Bă, da, avem faruri? Aia, n-ai, bă, frate, faruri. Ce parașută, mă, parașută ești tu. Au parașută. Bă, bune? A, mersi de avantaj, Costache, mersi. Bă, eu nu mai au parașută, că n-am nevoie de parașută. Eu sunt deja o parașută. A, ca asta s-a un pic anciudat. Glumeam și-o, Costache, ca un glume de dimineață, de la ora 5. Cât e ceasul acum? 20:08. Hai că 1, dacă e 20, ora 20, Costache. Ce știi tu, frate, ora în care fantomele ies la iveală, Costache, nu știu dacă știai.
Dacă nu știai, ți-o spun eu acum, frate, pentru că sunt foarte informat. Înțelegi, cu aceste informații informatoare. Tu ești o persoană informată sau neinformată? Bă, dar ce facem, bă, că nu avem... ce, bă, frate? Ce facem, că nu avem farul, aprindem lanternă? Bă, dar poți să aprinzi o lanternă? Hai că poți să aprinzi lanterna dacă e. Aprindem un molotov de ăsta, ce zici? Uite-te în spate. Bă, nenoroc, de ce m-a luat și înaintea mea? Oh, what the fuck, era să nimeresc din greu. Aha, Costache era să pic. Uite-mi compara asta. Bă, dar sunt curios așa, dacă ne aruncăm de pe Ciliad, oare murim până jos, gen cu prostiile astea? Așa, avem și pozele thumbnail. Bă, ce mai puteți să opresc aici, nu mai are forță să urci. Ghinion, frate. Ce este ajută, eu te ajut pe tine? Păi ce sunt, bă, eu, doctor, bă, doctor Madalin? Nu mai pot urca. Pă bune? Da, nu mai pot. Aaa, hai că vin. Dar dă-i un pic în spate, sau apasă pe space și de așa, știi? Și și-a putere. Hai, Costache, că ești tare. Mă, normal că nu sunt prost, mi s-a mai zis. Bine, mi s-a zis opusul, dar mă rog, asta e partea doua, înțeles? Nu-i ideea. Bă, Costache, gestul contează, nu? Mă, prima dată când am urcat pe Ciliad am fost prost și am picat de aici. Dar prima dată pe Ciliad ai urcat tot cu mine, nu? Parcă da. Bă, dar chiar așa, nu mai urcasem de mult pe Ciliad, frate, adică, pă bune. Pă bune. Bă, dar n-avem faruri, frate, ce facem? Ne ia, bă, poliția, bă, ia, lăudeți farurile. Bă, să știi că nu cred că ai voie să ieși cu o mașină pe stradă care n-are faruri, mai ales o prostie din asta. Știi? Pe timp de noapte nu. Bă, hai să prindem aceea un foc de tabără să vedem ceva. Bă, dacă te gândești nici pe timp de zi, oarecum, dacă n-ai stopuri, știi, să ai luminile de întâlnire, sau cum se numesc, pozițiile, nici așa nu cred că ai voie, știi? Adică tot îți ia amendă și probabil, știi? Unde va focul ăla de la prinsă? Uite focul, Costache, hai să ne încălzim un pic. Gata, frate, eu îmi încălzi un pic cauciucele. Hai să ne aruncăm, ce zici? Unde? Faci ea, frate, o ce ceață e. Bă, ce mă enervează pe mine că n-au băgat harta aia nouă și pe single, pe ăsta, pe online normal, decât pe haste, știi? Ai nasol. Hai, frate, unde ești? A, dar nu mi-are loc de cap. Bă, n-am loc de cap, am capul prea mare, frate. Hai, frate, să ne aruncăm. Din first person mă văd. Hai, du-te tu primul să te văd. Hai. Hai, frate, că vine noaptea. Bă, dar eu acum văd că-ți luat și alt echipament roșu. Fain. Eu ăsta așa mai pe... Ia-i murim, oare? Hai. Ești în regulă, Costachis. Eu sunt bine. Sunt bine forțos. Bă, zo... Aha. A, salut, frate. Eu trebuie că dai cu capul de stângi, nu pățești nimic. Ești ok? Da. Bă, dar sunt curios dacă bubuie motorul ăsta de drujbă. N-are, frate, înjunstez caracterul. E ok caracterul, zici că nu pățește nimic, adică la modul zici că e, zici că merge liniștit caracterul, știi? Nu se plânge. Dă cu capul de stânci, nici cea mai mică problemă, frate, GTA, hai că da. Bă, și eu conduc, dar dau cu capul de căpățână, n-am nici cea mai mică problemă, adică nu funcționează ca motocicleta sau ca ATV-ul. Gen normal ar fi trebuit să ne dea jos și murim până acum, dar nu? GTA, frate, asta e viața, cum s-ar spune, știi? Da, mă, Costachis, asta este viața, frate. Pă, GTA, nu știu dacă știai. Ești ok, ha? Da, sunt chiar ok. Ești ok, hai să vedem ce se întâmplă când încalcă trenul. Chiar sunt curios. Chiar vrei să testez cât de durabil noi, mă. Da, frate, chiar vreau să văd dacă mă poate călca trenul, să văd dacă ce se întâmplă. Ia, vino. Bine, probabil o să bubuie, dar măcar avem și noi. Vino cu Costache, vino repede, hai că mă calcă trenul, frate, fii atent aici. Hai, tata, dă-i peste mine. N-are, mă, frate, nimic contra tren, ești nebun. Niciun stri... Ia, uite, nimic nu are. Ce ai, mă, Costache? Asta este indestructibilă, mă, frate. N-are, mă, nimic, asta intră și sub și mai rapid ca trenul, e normal. N-am, mă, Costache, ce să zic, nu pățești nimic, îți busăi. Hai, Costache, ha! Iată, fuck, te-am omorât, mă. Dar, bă, băieți, în mare parte cam o să-ți fie episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut comunitatea acolo de multe, multe like-uri și un subscribe ca să facem pe Costache fericit să mai vină aici în clipurile noastre. Eu am fost Madalin cu cartul meu cel minunat, el a fost Costache și noi desigur ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa! Pup, pa, pa.